În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi este o Evanghelie de profunzime. Avem de a face cu doi orbi, deci ceea ce înseamnă că vorbim de întunericul păcatului sau de necunoașterea lumii create de Dumnezeu, ceea ce spune psalmistul David. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Deci tot ceea ce vedem noi când ne înconjoară este creat de Dumnezeu. Dar dacă ochii noștri sunt închiși, cum vedem noi ce a creat Dumnezeu? Orbirea în Sfânta Scriptură nu este numai un fapt biologic, adică o retină care nu funcționează. Orbirea în Sfânta Scriptură înseamnă și un păcat. Chiar odată Mântuitorul a fost pus într-o postură delicată și s-a întrebat, Doamne, cine a greșit, el sau părinții lui? Tot de un orb era vorba și a spus, nici el, nici părinții lui. Ce ca să proslăvească darul lui Dumnezeu? Ce înseamnă ca să proslăvească darul lui Dumnezeu? Continuitatea creației și conservării creației de către Creatorul, Proneatorul și Ocrotitorul ei. Când Dumnezeu, Fiul, a pus degetul și a dat în tine și a uns ochii, n-a făcut altceva decât ce a făcut Dumnezeu Tatăl atunci când din pământ, cum spune psalmistul, mâinile tale m-au făcut și m-au zdit, l-a alcătuit pe om întreg. Deci a arătat că este același stăpân, a aceleași creații și a aceleași lucruri. În Evanghelia de astăzi mai avem și un om cu duh mut. Iarăși întreb, cum să-L slăvești pe Dumnezeu când în psaltire spune aduce voi Domnului, adu Domnului roada buzelor tale? Păi dacă e mut, el poate să demonstreze că iubește pe Dumnezeu? Poate să manifeste în vreun fel? Nu. Ce înseamnă muțenia în Sfânta Scriptură? Un simplu act în care limba nu leagă consoane și vocale? Nu. Muțenia și surzenia și orbirea sunt forme de manifestare sau exprimare a păcatului care stă și zace în om. Ia să întrebăm simplu. Poate un om, dacă nu-și mărturisește păcatele, să primească dezlegare? Nu poate. Poate un om care ascunde un păcat în sufletul lui să spună că este liber? Nu poate. Deci acela este un om care este cuprins de o stare de muțenie. Nu muțenia tăcerii verbale, ci muțenia tăcerii interioare. Și atunci acea muțenie, că așa spune, că Mântuitorul a certat Duhul mut, și aici avem din nou un ecran cu trei tablouri, v-am spus, muții care se nasc surdomuți și sunt școli speciale și învață limbajul surdomut, dar ai de-a face cu oameni inteligenți, ai de-a face cu oameni deosebiți. Muții, acei oameni răi, orgolioși, invidioși, dușmănoși, capricioși, suciți, care spune, dă-l încolo de mut. Deci chiar se folosește termenul popular. Aici este vorba de răutatea interioară. Și o a treia etapă sunt muții îndrăciți, adică oamenii care zac în păcat, fără să spună, fără să vorbească, fără să ceară ajutorul, fără să se exprime. Și această exprimare a dracului mut dinăuntru se manifestă și se vădește prin faptele lui. Criminalul, desfrânatul, tâlharul, banditul și așa mai departe. De ce lucrurile acestea? Ca să înțelegem că până în momentul în care Hristos n-a certat Duhul mut, Duhul n-a ieșit. Și spune, zice, și a început mutul să vorbească. De ce a început mutul să vorbească? A început să vorbească ca să ne arate nouă că păcatul are 12 etape prin care intră în om. De la mândrie, care este mama tuturor relelor, de la dorința de a fi tu ceva mai mult decât poți să fii, care înseamnă tot o mândrie, un eu de sine. Și apoi, dorința de a păcătui, prilejul de a păcătui,
imaginația în minte cu păcatul, lupta în minte cu păcatul, lupta în gând cu păcatul, cum aș putea păcătui, cum aș putea să fac, cum aș putea crea ambientul. Și apoi, de la aceasta a cincea, a șasea etapă în sus, vin etapele mai superioare, adică căderea, care înseamnă să fumezi odată și să vezi ce bune sunt țigările și apoi să tot cumperi până ajungi la patimă. Apoi, lăcomia, să mănânci până ajungi să trăiești în patima mâncării, să bei până ajungi în patima băuturii, să desfrânezi până ajungi în patima desfrânării, să ucizi până ajungi în patima omuciderii, să minți până ajungi în patima minciunii și așa mai departe. Dar în momentul în care ai ajuns la patimă și patima are rădăcinile ei și mai adânci. Prima rădăcină este lupta în fire cu păcatul, deci când omul vine și spune foarte elegant, nu mai pot scăpa. E adevărat că nu mai pot scăpa, dar aici intervine voința, asta e treapta a 8-a și a 9-a. Și apoi a doua natură a păcatului, adică omul trăiește numai ca să păcătuiască. Și nu trebuie să vă spun eu câți besivi sunt care au murit cu sticla în buzunar, sau câți fumători cu pachetul de țigări sub cap, sau câți curvari poate au murit în timpul destrăbălărilor lor pe unde s-au dus, sau alte nenorociri. De ce? Omul s-a făcut rob diavolului. Deci acela înseamnă duhul mut, pentru că păcatul nu vorbește, păcatul lucrează în interior, el roade ca un car într-o bucată de lemn. Și în momentul când s-a ajuns la treapta a 10-a, înseamnă deznădejdea, când ai ajuns la deznădejde, uiți de toate și începi să dai în retragere și spui nu mă mai interesează, nu mai are sens, totul este terminat, adică e o piramidă care s-a dărâmat în conceptul minții tale, că Dumnezeu nu te-ar putea ierta sau nu te-ar putea ținea sau nu te-ar putea vindeca sau nu te-ar putea ajuta. Și atunci începe necredința sau ateismul, că așa s-a creat foarte mulți oameni care au îmbrățișat din ortodoxie sectele, pentru că și sectele sunt tot un duh mut al păcatului, s-au gândit așa, ce să mă mai spovedesc să mă știe toată lumea? Las că mă fac penticostal. Ce să mă mai apuc de post și de rugăciune? Las că mă fac jehovist. Ce să mă mai apuc de îndreptare și de schimbarea vieții? Las că mă fac adventist. Și-au luat așa ușor pe calea sectelor, pentru că ele sunt ca niște mici oază de verdeață în mijlocul deșertului, adică în mijlocul necredinței, aceste secte vin exact ca niște picături de apă, numai că în acea picătură de apă, care la prima părere pare izbăvitoare, ea de fapt este distrugătoare, fiindcă este absent Duhul Sfânt. Și în felul acesta, omul de la ateism și necredință alunecă spre sinucidere. Deci, aici este taina. La un alt îndrăcit, care era fiul lunatic ca unui om cu puțină credință, dacă vă aduceți aminte dintr-o evanghelie din preajma Paștelor, sau nu știu exact când se citește, tatăl specifică Mântuitorului. Fiul meu are niște simptome interesante. Este izbit în foc. Este izbit în apă, cade ca mort la pământ, nu vorbește, înțepenește. Deci iată, mărturii concrete ale unui tablou de chinuri drăcești. Iată niște lucruri pe care spune, este legat în lanțuri și le rupe. Deci vedeți, câtă forță dă diavolul omului. Care sunt lanțurile cu care era legat respectivul demonizat? Spovedania, împărtășania, rugăciunea, molifta, dezlegarea, maslu. Deci și pe acelea le rupe dracu și îl trimite. Când îl trântește în foc, ce-i face? Îl dăm păcatele aprinderii trupești. Când îl trântește apă, ce-l fă? Îl dăm păcatele nevirii, a beției, a nepăsării, a uitării, a necredinței și așa mai departe. Deci îl mută dintr-o stare în alta. Deci numai calea de mijloc nu găsește. Extrema stângă sau extrema dreaptă. În dreapta cel excentric, adică chiar am întâlnit caz când o stimată cucoană mi-a spus, zice, am făcut tot ce mi-a spus și n-am rezolvat nimic. Și acum zic, ce vrei, să-i dau un telefon lui Dumnezeu să întreb de ce? N-ai știut să te rogi. Pune mâna și te mai rog o dată. Da, părinte, dar până când? Până când se împlinește. Deci, aceasta este calea excentrică. În momentul în care omul
merge ca năucul pe calea demonicească, îi vine cel mai ușor. De ce? Pentru că tot în viața populară a oamenilor care vin la biserică am găsit: părinte, de când mi-ați dat psaltirea, e iad în casa mea. Era iad și până atunci, nu l-ai văzut. Acum de-abia s-a dezlănțuit. De ce? Începând să citești psalmii, dracii încep să iasă și să pleci. Dar înainte de a pleca, fac pagubă. Ai spart roata la mașină, unul ți-a stricat iala, unul ți-a furat din portbagajul, unul ți-a dat cu cheatra în geam, unul ți-a zbunci poșeta în tramvai. Deci are dracu metode. De ce? Ca să te întoarcă din calea bisericii. Ca să te întoarcă din calea lui Dumnezeu. Ca să te întoarcă din calea evanghelică pe care te-ai pornit. Deci viața biblică, așa, ca să folosim un termen mai pe capul vostru, viața biblică începe cu ispite. Când te pregătești să slujești Domnului, gătește-te de ispite, spune Scriptura. Dar Iisus Sirah spune și el: cu frica de Dumnezeu se abate omul de la rău. Deci trebuie să avem nu frica de un călău sau de un tiran, ci frica că Dumnezeu s-ar putea supăra pe noi. Și știți care sunt cele trei elemente pe care le poate lua Dumnezeu din viața omului? Pacea, sănătatea și lumina minții. Dacă ni le-a luat astea trei, ne-a luat tot. N-are nevoie să ne ia casa, masa și vaca. Nu-l interesează. Ți-a luat pacea și începi să umbli ca un descreerat. Ți-a luat lumina minții și începi să mergi din prostie în prostie și din rău în mai rău. Și ți-a luat liniștea, ceea ce vine din interior. Și în momentul când ți-a luat liniștea, așa spune ei, nu dorm noaptea, iau pastile. Am fost la spital, am fost la medici, mi-au dat tot felul de medicamente. Mai este un singur medicament. Scriptura, rugăciunea și biserica. De Scriptura, ca să vezi voia lui Dumnezeu, cercetați Scripturile și veți avea viață veșnică. Biserica, ca să afli poruncile lui Dumnezeu și să le păzești. Și din biserică să-L descoperi pe Hristos și să te împărtășești. De aceea se explică, și dacă ați văzut și la mass media, că aici e tot vorba de un duh îndrăcit din ăsta pervers care lucrează în Evanghelia de astăzi, s-a constatat în ultima vreme că foarte multe lume se dereglează psihic. Da, dereglarea psihică nu vine din ceea ce spune mass media. Dereglarea psihică vine din depărtarea de Dumnezeu. Ai agonisit până nu mai poți căra în spate, ai cărat până nu mai poți căra duce în spate, ai cărat până nu mai poți gestiona ce ai adunat, și atunci se împlinește cuvântul Scripturii care spune așa: să adunăm comorile cele neperitoare, unde nu rod carii, unde nu fură furii și unde nu strică moliile. Deci pe nimeni nu-l interesează că ograda ta are un hectar sau 100 de metri. Pe nimeni nu-l interesează că casa ta are 100 de camere sau 10 camere sau 7 sau 5. Dar îl interesează pe Dumnezeu cât de prost și de îngrămădit poți fi la minte, ca ajungi să te bazezi pe o materie pieritoare care de fapt nu ți aparține. Și auzi deodată evenimentul șocant. A decedat cu tare. S-a sinucis cu tare. S-a otrăvit cu tare. A fost asasinat cu tare. De ce? În Evanghelia, pe care noi o citim în fiecare duminică, un bogat care umbla în pădure și în vison și era plin de bani și de avere și de părere de sine și de înfumurare, a zis: voi sparge hambarele mele și mai mari le voi zidi și voi aduna acolo bogății pentru mulți ani. Și apoi i-a spus sufletului, nici nu oricui, sufletului: bea, mănâncă, veselește-te că ai multe bunătăți pentru mulți ani. Și deodată în urechea conștiinței sună: nebune, în noaptea asta vor cere sufletul tău de la tine. Cele care le-ai adunat, ale cui vor fi? Ale nimănui. Ale procurorilor, ale avocaților, ale notarilor, ale judecătorilor, care nu fac altceva decât să le împartă. O dată în 16, o dată în 14, o dată în 8, o dată în 10. Depinde ce urmaș există în urmă. L-a făcut și l-a adunat, nu vin urmași. L-a împărțit, apar toate neamurile. De ce lucrul acesta? Să-ți arate Dumnezeu că unul din proverbele populare spune așa: banii strângătorului în mâna risipitorului. De aceea Mântuitorul a spus: cine n-adună cu mine risipește și cine nu este cu mine este împotriva mea.
Cine vrea să fie împotriva lui Dumnezeu, să facă așa cum nu scrie la Evanghelie. Și atunci, Duhul mut și scuturător îl va agita. Până ce Dumnezeu va certa Duhul mut. Și cum îl va certa Dumnezeu pe Duhul mut? Mă căiesc, îmi pare rău de tot ce am greșit, rog pe Dumnezeu să mă ierte, doresc să pun început bun, vreau să fiu un creștin vrednic și serios și să slujesc biserica cu credință sau să fiu un creștin practicant al bisericii creștine. Și atunci, în momentul în care duminică de duminică vei roade pragul, duminică de duminică vei asculta Sfânta Evanghelie, duminică de duminică te vei spovedi în posturi sau când ți-i rânduială la duhovnic, te vei împărtăși, vei citi o carte, vei înțelege că duminică nu trebuie să mergi în piață la târg sau la vamă sau la ogor sau la unde ai treabă la magazin, ci trebuie să fii la Sfânta Liturghie și bunătățile tale vor prisosi după legea lui Dumnezeu. De aceea noi românii la ora actuală, în clipa când stăm la această predică, suntem un popor datornic lui Sarsailă cu tributul pământesc. Și am să vă spun, în clipa în care Mântuitorul stătea în muntele Carantania, a venit dracul la el, l-a ispitit pe Iisus, pe Fiul omului, și i-a spus așa, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, fă din aceste pietre pâine. Și exegeții comentează, de ce n-a zis dracul, fă și mie din piatra asta o bucată de pâine, că mi-e foame. Nu! Dracul nu poartă grija zilei de azi, ci grija zilei de mâine. Dumnezeu poartă grijă de ziua de azi și spune așa, ajunge zilei necazul ei, să nu prisosească răutatea voastră dincolo de asfințitul soarelui. Cele ce ziua greșiți, în așternuturile voastre vă căiți, spune psalmistul David. Ei, satana vine invers și îi spune lui Hristos, fă-mi din aceste pietre pâine, adică în hambar, chiar dacă ai o pâine proaspătă pe masă, să mai fie 20 de țuhali de făină, chiar dacă ai o sticlă de ulei proaspăt, să mai ai 10 maxuri în magazie, chiar dacă ai 10 kg de zahăr, să mai ai 4 saci în magazie, de ce lucrul acesta? Ca să poți foarte ușor cădea în lăcomie, ca să poți foarte ușor cădea în avariție, ca să poți foarte ușor cădea în zgârcenie, în grijă, în iubire de sine, ca să-ți dea satana o preocupare, nu cumva să fii cu mintea la Dumnezeu. De ce să te gândești tu că trebuie să postești 3 zile să te împărtășești, când trebuie să te gândești cum să pui grilaj la magazie, ce fel de sistem de alarmă la ușă, ce fel de încuietoare la ușă, una pe din afară la vedere, două pe dinăuntru, dacă vine un hoț deștept să se fenteze, și tu ești tot timpul preocupat de lucrul acesta. Și atunci, Mântuitorul, care era Fiul lui Dumnezeu, i-a dat un răspuns elegant. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul întrupat e Euharistia, cuvântul din veac e învățătura Evangheliei sau Har. Deci iată ce răspuns dă Dumnezeu. La a doua încercare, pentru orbii de astăzi, căci am terminat cu îndrăcitul, orbii au fost întrebați de Hristos. Credeți că eu pot face aceasta? Și au răspuns, da. Și atunci, în momentul acela, Hristos i-a pus să vadă. Teofilact al Bulgarii, Ioan Gură de Aur și care mai tâlcuiesc Evangheliile, spun că ar fi vorba de unul și același orb, pe care l-a văzut Matei prin Săptămâna Mare, la care a spus, de vreți să vă faceți ucenicii lui, că mă tot iscodiți atâta de Iisus. Și a dat răspunsul despre Iisus, cel mai frumos din istoria literaturii universale. Eu nu știu cât de păcătos este omul acesta, știu că m-a făcut să văd. Dar mai știu un lucru, că Dumnezeu pe păcătoși nu-i ascultă. Deci, iată, un răspuns a unui orb care începe să vadă. Ce? Să vadă rostul înțelepciunii cuvântului Evangheliei. Și Marcu spune, parcă el e astăzi la Evanghelie, că el, crezând că e vorba de două istorioare diferite, i-a unit pe amândoi. Asta din punct de vedere tehnic și istoric. Nu contează câți orbi erau. Orbi sunt și în biserică la noi. Orbi sunt și pe stradă, orbi sunt și în sate, sunt și în orașe, și în conducere, și în... Unde vreți dumneavoastră găsiți orbi? Știți care este cea mai periculoasă orbire? De a nu-ți vedea rostul pentru care trăiești pe pământ. Așa s-au născut copiii străzii, așa s-au născut borfașii,
Așa s-au născut criminalii, așa s-au născut bandiții, așa s-au născut cerșetorii, că nu-i cerșetor omul care muncește și nu-i ajunge și întinde mâna, ci este cerșetor cel care crede că la poarta ortodoxiei este împărăția puturoșilor. Nu-i cerșetor cel care mănâncă o bucată de pâine nemuncită de el, dar în spate are sudoare și trudă, ci este cerșetor cel care îl confundă pe Dumnezeu cu prostia din el. Și ca să înțelegeți lucrul acesta, am să vă dau două detalii scurte. Doi, odată văzând că trece pe drum unul dintre sfinți, că e din viețile sfinților, a zis, prefăte că ești mort. Și ăsta a întins mâna și a spus către Sfântul. Uite, fratele meu a murit, n-am cu ce să-l îngrop, dă și mie milostenie. Binecuvântat să fie mortul vostru. I-a pus bănuțul în palmă și când a trecut, i-a spus, băi, hai, scoală-te că a plecat. Ce să se scoale, că el era mort cu adevărat. Și atunci aleargă după Sfântul și îi spune, hai, te rog, învie să nu vă jucați cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci de aceea cerșătorii sărăcesc mai aman decât sunt, și sunt mai calici și sunt mai ignorați decât sunt, pentru că n-au o cerșătorie cinstită. La femeia cu 3 sau 4 sau 5 copii, întins pâinea din plăcere. La borfașul bețiv și fumător, Hristos n-a luat chip de golan niciodată. Deci asta e marea taină în cerșătorie. Deci nu trebuie să-i întinzi mâna, ci trebuie să-i întinzi sfatul. Du-te și muncește că ziua e lungă și banii sunt mulți. De ce am amintit lucrul ăsta? Într-o altă întâmplare, ca să vedeți cerșătoria cinstită, adică când omul este nu orb și nu orbit, ci corect, doi călugări săraci dintr-un schit se pregăteau, nemaiavând ce mânca, să plece pe cale. Și-au luat traista în băț și s-au dus. Și pe drum întâlnesc un mort. Și un om lângă mortul respectiv. Și întreabă omul respectiv, dă bineții, și întreabă, unde-i schitul cu tare? Păi mai în pădure, cu alea la 2 km. N-ați vrea, zice, să luați mortul ăsta, să-l îngropați, că e iarna și e frig și nu am ce să fac cu el? Primul a zis, n-avem nimic nici pentru noi, cu ce să-l mai îngropăm pe el? Dar al doilea, mai duhovnicesc, a zis, dragă, n-avem cu ce-l îmbrăca și ce-i da de pomană, dar o groapă și pravile poate să-i le facem, cât ține de noi. Hai, ia-l în spate și hai la schit. L-au dus la schit, i-au săpat groapa, l-au îngropat, l-au prohodit, i-au citit rânduielile, i-au citit rugăciunile, i-au pus tot crucea, i-au acoperit mormânt și și-au văzut de treaba lor. În momentul când mergeau pe cale să plece din nou pe schit, din schit pentru sărăcie, înnoptează noaptea la casa unui om, înnoptează, asta e una din minunile Sfântului Nicolae, dar vă spun ca să vedeți finalul. Și se arată cel din vis care le-a spus să îngroape mortul. Și îți arată celor doi și spune așa, mergeți înapoi la schid, dezgropați mortul care l-ați îngropat și mai faceți odată slujba de înmormântare ca ați sărit din ea. Ei fiind evlavioși și credincioși s-au dus, s-au dezgropat mortul în ideea să-i facă ce au sărit din slujbă. Și în loc să dea de mort au găsit un sac de galbeni. Și pe sac era scris așa, dai voință, iei putere. Deci, dacă au avut credință și voință, Dumnezeu le-a răsplătit jertfa. Dar cum? Curată. Nu trebuie să o faci tu pe-a săracul ca să primești. Lasă pe Dumnezeu să te vadă că ești sărac, cât îți trimite El. Și în felul acesta s-au izbăvit de sărăcie. Și era jos semnat. Sfântul Ierarh Nicolae. Deci vedeți cum să fac faptele bune? Aceasta este vederea duhovnicească și dumnezească. Nu ceea ce ni se pare nouă. Și retlicuri, matrapalzâcuri, înșelăciuni, pun eu 10%, mai pui tu 2%, mai pun eu la 4%. Alea nu, dragă, alea sunt afaceri, alea e comerț. Deci milostenia și fapta bună a lui Dumnezeu înseamnă cinstea și corectitudinea. Virtutea universală a ortodoxiei este vederea. Și este o vedere care are mai multe nuanțe. Este vederea cu ochii trupului, care o avem toți. Este vederea cu ochii sufletului, care o avem atunci când trăim în Hristos. Este vederea cu ochii minții atunci când suntem duhovnicești. Și este vederea cu Duhul atunci când suntem îmbunătățiți. Așa cum abide cu coane, iubiți credincioși și credincioase, primul lucru care îl cere Evanghelia de astăzi a celor doi muți, a celor doi orbi și a celui mut, este aceasta. Nu mai căutați înainte văzătorii.
Căutați să vă vedeți păcatele. Nu mai căutați înainte vederea, căutați vederea înăuntru vostru. Pentru că în finalul, cum decurg Evangheliile, joi sau vineri, spre finalul săptămânii, că fiecare duminică de pericopă are o învățătură și e legată sub cin de o învățătură a Mântuitorului pe toată săptămâna, în final scrie așa, la ultima Evanghelie, sâmbătă. Omul curat scoate cele bune din visteria inimii sale. Omul murdar scoate cele rele din visteria inimii sale. Și omul bun se cunoaște după fapte, ca pomul după roadă. Așa că în momentul în care veți vedea figuranți, să știți că aceea este doar o textură îmbrăcată în staniol colorat, ca și bomboanele alea de zahăr ars, care n-au niciun gust, dar sunt bambalate frumos. Deci e, de fapt, o mare înșelare. Când veți vedea așa zici credincioși de complezență, vai, Iisus Hristos în stânga și în dreapta, să nu te impresioneze. Când vei vedea babe evlavioase cu fusta până în pământ, care dau pe afară de sfinte ce sunt, să nu le crezi nici pe alea, pentru că dincolo de fustă se ascund ispitele scofiilor lor, ce fac sub baticul acela negru până pe ochi, ascund multă viclenie. Iar când vei vedea oameni normali, care aprind lumânarea la mort sau la viu, prășesc, cosesc, ară, sapă, merg, vin, calculează, învață, deci aceia sunt oamenii normali ai societății. Credinciosul adevărat este în interiorul lui, nu se afișează la vedere. Nimeni nu trebuie să știe dacă postești, nimeni nu trebuie să știe dacă te rogi, nimeni nu trebuie să știe cât te închini, cât priveghezi, cât te ostenești, câtă milostenie faci, de ce te închini, de ce te rogi, nu trebuie să știe ce biserici. Te-ai întâlnit în biserică cu un coleg? Vai, dragă, dar și tu vii aici? Dragă, suntem la slujbă, vorbim după. Când s-a terminat slujba, îi spui, îmi pare rău, mă grăbesc, scap autobuzul. Nu stai la taclale și la povești inutile și nefolositoare. De ce? Pentru că vă învățați, ca muții și ca orbii, să creați un sistem din acesta dezechilibrat de credință bolnavă, în care ne bârfim, ne judecăm, ne mușcăm, ne înțepăm, ne aruncăm vorbe grele, ne caracterizăm, ne facem noi tablouri, fiecare unul altul, dar de fapt măsura noastră pentru mântuire nu-i nici semenul meu, nici aproapele meu, e Hristos. Fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru, Cel din Cer desăvârșit este, și veți primi puterea de a vedea lumina lumii. Amin.